vedem că prefectul județului Dâmbovița și-a luat în serios rolul de agent electoral al Partidului Național Liberal. Chiar în cursul nopții trecute, Aurelian Popa a chemat la discuții alți primari ai PSD Dâmbovița în încercarea acestuia de a-i atrage în Partidul Național Liberal. Pe lângă faptul că încalcă flagrant legea, se pare că prefectul județului apelează la diferite forme de șantaj. Copiii unor primari sunt amenințați cu pierderea locurilor de muncă, finanțarea proiectelor pe care primarii au în localitățile lor sunt vizate de tăieri de fonduri. Ba chiar se apelează și la promisiuni, li se promit bani din fondul de rezervă al guvernului. Să nu ne închipuim că doar prefectul județului Dâmbovița este amestecat în astfel de acțiuni și președintele PNL Dâmbovița, domnul Virgil Guran, participă la... încearcă să pună presiune pe primarii dâmbovițeni. Asta ca să punctăm și corectitudinea politică a Partidului Național Liberal, corectitudine pe care aceștia o afișează de fiecare dată când au ieșiri publice. Deși credeam că ceea ce face prefectul județului Dâmbovița poate să fie vârful josniciei, ei bine, se poate și mai mult. Zilele trecute am avut discuții cu ceva primari dâmbovițeni și aceștia deja au început să primească semnale că în anumite localități apropiate de capitale, candidații PNL la primăriile respective vor începe cât de curând să vină cu persoane pentru vize de flotant în apropierea alegerilor. Și la final... Vorbim foarte mult de corectitudine politică, vorbim foarte mult de un limbaj decent în anul 2020, în campanie electorală. Știți foarte bine că din cauza condițiilor generate de COVID-19, foarte mult va conta mediul online. Este datoria purtătorului de cuvânt, cum este și datoria dumneavoastră, să urmăriți tot ceea ce apare în spațiul public, atât din punct de vedere politic, cât și ceea ce comentează dâmbovițenii. E bine, trebuie să vă spun, nu vreau să credeți că încerc acum să mă victimizez în vreun fel. Nu mai am curajul să las telefonul mobil prin casă, nu mai am curajul să las PC-ul deschis, pentru că am un copil de 11 ani care a început să umble cu astfel de dispozitive și din când în când mai apare câte un mesaj primit pe Facebook. Țin să vă spun că am pus două pagini A4 de cuvinte cheie ca astfel de mesaje să nu mai fie primite, Facebook-ul să le refuze, dar din păcate sunt din ce în ce mai inventivi. Și de fiecare dată când primesc un mesaj sau ceva de genul, caut persoana care mi-a trimis acel mesaj și sper eu să fie o coincidență. Toți care trimit mesaje ce nu pot fi reproduse au legătură cu Partidul Național Liberal.